a început campania de recoltare la fructele de pădure. Reprezentanții Rom Silva Mureș au declarat că vremea secetoasă din acest sezon duce la o scădere a cantității de afine și zmeură în acest an, de la 100 de tone cât au fost recoltate în 2014, la doar 60 de tone câte sunt preconizate pentru sezonul 2015. Doar săptămâna asta s-a început achizițiile, suntem undeva la câteva tone, dar ne propunem undeva la 60 de tone de fructe anul acesta, dat fiind și faptul că suntem afectați de seceta care e din toată țara. Contează și cum evoluează vremea. Dacă persistă seceta, nu o să putem să ne descurcăm. Ca și în anii precedenți, procesul tehnologic de punere în valoare a acestor comori ale naturii se face prin punctele de achiziție. Suntem la început o campanie de recoltare pentru afin și zmeură și ne-am organizat pe Ocolul Reghin, unde avem un centru de achiziții și conservare pe o perioadă limitată de timp, și în rest ocolele de munte, Sovata, Gurghiu, Răstolița, Lunca Bradului. Numărul zilierilor crește de la o zi la alta odată cu sezonul de recoltare a fructelor de pădure. Aceștia sunt plătiți în funcție de cantitatea culeasă și de calitatea fructelor. Deci lucrăm cu zilieri din zona locală, spre exemplu în zona Soveții avem muncitori care vin de la Bălăușeri până la Sovata, Eremitu, muncitori de Valea Guriului și pe Răstolița Lunca Bradului de pe Valea Mureșului. Ne-am propus niște prețuri de achiziție la zmeură între 4 și 6 lei și la afin între 4 și 7 lei. Actualmente este undeva la 5 lei și pe măsură ce sezonul se apropie de sfârșit, crește prețul. Pădurea mureșeană acoperă o treime din suprafața județului. Aceasta produce în fiecare an, fără ca noi să facem cel mai mic efort, cantități uriașe de fructe de pădure și plante medicinale. Zmeură, mure, afine negre și roșii, coacăze, porumbe, măceșe, cătină, muguri de brad, hrib și urechiușe. Iată, natura ne-a hărăzit cu o bogăție pentru care nu trebuie să mișcăm un deget. Anul trecut, de exemplu, din pădurile administrate de Rom Silva s-au colectat aproape 5.000 de tone de fructe de pădure și plante medicinale. Anual, tone de fructe nobile iau drumul străinătății în Italia, Germania, Austria, Spania, Franța, Olanda, care sunt principalii clienți. Străinii procesează importul românesc și îl revând în toată Europa, chiar și în România, la preț de delicatesă, bio sau de lux.